Da, 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 eu de acolo, acolo am învățat zoologia animalelor din desene animate. Așa? Și era un cur din ăla, da. Podcast. Podcast. Așa, în primul rând, nu am postat joi. Da, trebuie să începem podcast cu niște scuze și luni acum e foarte târziu când îl postăm. Pentru că e foarte târziu când îl tragem. Da. Și noi am mai tras un podcast care, din păcate, nu a ieșit cum ne doream noi și nu în sensul că nu a fost amuzant. Că nu ne dorim asta, ci în sensul că s-a auzat ca un cur. Și ne-am cumpărat de la de lipit. Ne cumpărăm microfoane, Sergiu. Da, ne-a mai zis lumea, da. Și apropo, am mai investit, ne-am cumpărat o chestie din aia într-o benzinărie care costă o tonă de bani în benzinării ca să prindem GoPro-ul de parbriz, care chestie e când prinzi GoPro-ul de parbriz și mergi cu mașina, care mașina când mergi cu ea nu stă pe loc. Nu. Și nu stă pe loc nici în direcția asta, nu stă pe loc nici în direcția asta. Nici în direcția asta. Da, nici așa. Mai multe direcții nu stă pe loc. De aproape nicio direcție nu stă pe loc. Foarte puține, să aș zice că-s direcțiile în care stă ea pe loc. Ideea este că s-a mișcat și uite așa se mișca, uite așa făcea imaginea. Și probabil că ați fi amețit unii dintre voi. Dar putem spune acum o bucățică din... Nu, de ce nu vrei să stai să editezi acum? Să fii e sincer. Deja pe desktop, copiat, e tot, adică nu trebuia să fac. Vrei tot să faci asta? Nu, vreau. Nu. Se mișca foarte tare și era... Se mișca... Ați mai văzut imagini mișcându-se? Că își pot imagina da. Oamenii cu imaginația lor da. Asta... o imagine mișcându-se, nu? Da, adică... Pardon, și ideea nu e mișcare, ci e vibrație. Mm. Care, care e mai rău de reparat. Acum, sincer să fim, este... Noi filmăm podcastul ăsta cu un GoPro, care ți-am mai zis, este făcut ca să filmeze da. Oameni mergând cu motociclete și sărind din avioane. Unde presupun că vibrează? Da, nu știu. Nu-i făcut pentru prea, e prea static. Și să-mi cer scuze pe această cale pentru falseto în care vorbesc. Pentru că vocea mea este ori așa. Cam răcit. Asta cu microfoanele și cu ce tragem și e o problemă continuă pe care tot încercăm să o rezolvăm. Ne-a mai scris cineva un comentariu care m-a nemulțumit. Am început comentariile să capete diverse... așa. Nuanțe de da. Data. Să fie un pic mai piperate. Și l-a scris cineva asta cu cumpărați-vă niște microfoane ca lumea sau așa ceva. Și i-am răspuns, mulțumim frumos că mă urmărești și i-am pus link-ul de la Patreon. Ca să... Nu? Care intra banii de la Patreon, nu ți-am zis? Nu mi-ai zis. Avem $13 și ceva. Super. Sincer, mulțumim mult. Da. Celor care au donat banii, ei probabil o să meargă în promovare. Un prospect de microfoane. Sau să, da. O broșură de microfoane. Da, da, așa se adună. $13 cu un dolar. Și ca să termin așa, ce-a răspuns? Și după aia a răspuns, un răspuns doar mai lung pe care n-am mai putut să ce ai răspuns? A, cu o și mi-a dat un răspuns pe o mai lung, o chestie cu... bă, că dacă vreți să faceți o treabă, faceți calul, aș prea nu mai băga pula și nu mai citit. Că nu m-a interesat de ce să mai citesc. Și reacția mea, prima reacție a fost, mai du-te în pula mea, adică e gratis ce facem noi aici. Mai mult de atât, noi pierdem bani făcând treaba asta, că tot încercăm să investim. Că avem și GoPro, am încercat diverse microfoane, am luat niște la faliere, avem headset-uri cu care tot... Să nu vorbim că m-a costat Uber-ul până aici. Plus că am adaptoarele alea pe care trebuie să le modific acum cu mâna, că nu merg da, trebuie și în fine. Și o grămadă de plus timpul de editare și eu plătesc Photoshop-ul și Premiere-ul și toate alea și mă rog, că plătesc oricum, că am de muncă cu ele, dar sunt bani peste tot, dați de către noi și efort făcut de către noi și acum e 9 seara când tragem asta ca să nu ratăm lunea. Da. Ne face plăcere să facem treaba asta, dar în același timp e foarte greu să investim și bani și timp și după aceea vedem că lumea e, bă, dar trebuie să mă pune, faceți o chiar treabă profesionistă dacă o faceți, dar du-te tu în pula mea și nu te uita, că nu te obligă nimeni să te uiți, dacă nu-ți convine, știi? Bă, ideea este că noi făcând treaba asta, avem și noi beneficii, în primul rând, câștigăm, ca să zic așa, nu-mi place cuvântul ăsta, dar câștigăm fani, nu? Da. Și nu mai mult decât atât. Nu doar fani. Nu vreau să-ți povestesc. Eram astăzi la metrou și a venit un băiat la mine, ok,
Foarte încântat, vine la mine, salut. Sergio? Da, salut. Sunt un oarecum fan. What? Asta a fost. Salut, sunt un oarecum fan. Am vrut să-i răspund pentru o secundă. Nu mi-a venit nimic genial, în același timp am zis, de ce să-i zic omului? Omul a simțit nevoia, a simțit, bă, da, a fost și sincer, nu sunt fan, bă, nu ești Madonna. Salut, sunt un oarecum fan, putem să facem o poză? Hai să facem oarecum o poză. Mi s-a părut foarte decis, eu m-am amuzat, eu am zâmbet. Așa pe jumate, nu? Da. Mi s-a părut foarte tare, salut, sunt un oarecum fan, așa că salutăm toți oarecum fanii noștri. Da. Pentru că și ei, într-adevăr, sunt de acord cu chestia asta, fan, cuvântul fan, e exagerat. Da, unul e a căpătat o conotație așa de... Așa că oamenii care nu mai putem să spunem că sunt oarecum fan. Da. Mă, oricum, mulțumim în continuare și celor care ne urmăresc și celor care au dat bani și celor care doar se uită și lasă reclamele și nu și-au pus adblock. Adblock. Care, da, și acolo am făcut și pe YouTube, nu mai știu cât avem, cred că avem un total de când am făcut noi canalul, 50 ceva de dolari, 60 de dolari. Aproape cât adaptoarele. Da. Dar da, ideea asta era, încheiem cu ce am vorbit acolo, sunt oameni care emit pretenții pe nimic. Mm-hmm. Adică... Se numesc prietene. Și am avut problema asta de-a lungul timpului, pui povestea am și lui Joe, de când am pus comentarii, de când am lăsat comentariile la comicuri la început, dacă ții minte, și mai ratam câte o zi, mi-a dat seara comentarii, mamă, v-a stricat și unde e comic, unde până la mea e comicul și de ce nu l-a spus și așa, și acum cu... Bine, acum a fost deșură civilizat, m-au întrebat câțiva oameni dacă mai punem podcast. În consecință nu prea am mai făcut comicuri. În consecință nu am mai făcut comicuri, da, nu de asta, dar a fost efectiv, e aceeași chestie de, cum să zic, de entitlement, sau nu știu cum să spun, în care instantaneu, după ce ai văzut 2-3 podcasturi, dacă nu apare și al patrulea, când vrei tu să-l vezi, este... Deci nu pune că trebuie să mi se dă gratis, contentul. S-au închis monitorul. Da, lasă, vezi. Că și știm și noi că e important să fim consecvenți și noi vrem să fim consecvenți și pentru a susține canalul și pentru noi înșine, că ne... Da, da. Ne ajută să fim consecvenți și ne impune un program și... Părerea mea e că așa devii și mai creativ, dacă te ții de treabă și faci lucruri constant, dacă... Uh-huh. Și apropo de asta, mi-am adus aminte zilele trecute și îmi place în continuare foarte, foarte mult una dintre chestii după care mă ghidez, treaba aia pe care s-o Seinfeld cu writer's block, că nu există, there's no such thing as writer's block, you're just lazy. Da. Asta e tot. Bine, Seinfeld care e unii dintre cei mai leneși, dacă e să o luăm așa, unul dintre cei mai leneși comedianți. Dar, uite, și de asta cred că ajuns să facă foarte mulți bani. Da, dar, adică nu se prevalează de chestia asta, nu e un motiv, nu e, nu zice că nu merge sau ceva care are pe bloc sau cum spui, e leneș pe leneș. Dar m-am mai auzit chestia asta, am mai văzut cu, chiar era un film, s-a uitat Joe de curând, ceva, și era, ziceam, ceva de writer's block acolo. Și deja mi se, instantaneu mi se aprinde când văd aia e... Da, nu, nici eu nu cred că există writer's block, da, e o prostie. Ești total leneș și n-ai chef să depui efort să-ți folosești creierul să scrii. Și apropo de ce n-am postat noi podcast săptămâna trecută, în primul rând am avut de lucru chestii și una dintre chestiile alea este proiectul ăla despre care v-am mai zis și am aflat data pe care o să putem anunța, data este de 13. Martie o să putem să facem public. Luna viitoare. Da. Luna viitoare facem public proiectul. Ah, le aștept. Da. E să vedem ce o să iasă. Hai să știu de unde o să apară și ce am lucrat? Sau când vedem niște... În fine. Mă rog. În fine. Noi am tras foarte tare acum în ultimele zile, de-aia am ratat vineri podcastul. Uh-huh. Să punem cap la cap și o să până viitoare anunțăm luna viitoare. Ah, abia aștept. Da. Ca să știți și voi ce mai facem și să începem să vă entuziasmăm pentru proiect. Că e un proiect care îl durez un pic. Uh-huh. Da, și mi-ai povestit tu în podcastul trecut. Gala pe care voi nu ați avut onoarea să-l vedeți. Și nu-l veți vedea vreodată. Că ai fost cu fitul la grădina zoologică? Nu, la Petting-ul sau unde? Da, o să fiu awkward, așa că eu ție ți-am mai zis odată, dar o să încerc să le zic lor. Da, eu pot să-mi imez surprinderea dacă... Da. Cum? am...
Am fost cu Fimiu și cu Mada, am fost la ferma animalelor. E o fermă, ai fi Animale. surprins, cu, nu-i așa, animale, undeva prin comuna Pantelimon. Și am văzut acolo Animale. animale, am văzut animale, multe animale, porci, Porcii sunt animale. erau porci, găini, astea de fermă, așa, brațe, gâște, Capre. capre, căprioare, aș putea spune chiar, și erau și căprioare în cuș, nu numai alea care erau cu mămicile de pe acolo. Erau și tot felul, măgari. Măgari, care măgari, să nu discutăm despre măgari, care erau cu căprioarele. Mă, ideea e următoarea. Am văzut cea mai ciudată chestie pe care am văzut-o eu De multă vreme. de multă vreme. Nu mă pricep la exagerări, dar de multă vreme. De când n-am mai văzut ceva la fel de dubios. Eram cu Fimiu și ne-am dus să vedem struțul. Aveam un struț. Așa. Mare struț. Ai văzut struț până acum? Am văzut struț, dar Destul nu l-am de văzut. impunător, Dar e așa când mare. e vine aproape. E mai înalt decât Mai și am văzut e și un gâște care păsărui. tot eu. Da, așa e. Și citeam pe panou acolo, în sensul că mă dă citea și mă uitam la struț. Scrie acolo că struțul are creierul mai mic decât ochiul. Iar eu m-am apropiat mai mult de struț și am văzut că, în sensul, probabil se vrea că are un singur ochi. Că struțul de acolo aparent are un singur ochi, celălalt nu știu ce a pățit, nu prea mai e. Dar nu asta era partea ciudată. Deci ne uitam noi, eu cu Mădă și cu Fimiu, care e un copil mic, Inocent. inocent. Așa. Fundul, anusul, Anusul. anusul struțului, care anus era umflat, era ca, știi, aer babun, știi? Așa ceva era. Era un cur mare și roșu, fără Și eu nimic pe desenez el. cu un babuin, pentru că desenul animat e făcut după un animal Da, adevărat. eu de acolo mi-am acolo am învățat Așa. zoologia animalelor din desene animate. Așa. Și era un cur din ăla, da, care curul era cam ca capul tău, adică mediu. Frumos, adică. Și la un moment dat curul ăla s-a umflat mai rău. Curul struțului, vorbim de un struț, de o pasăre, da? Așa. S-a întors pe dos, s-a prolapsat oarecum, da? Din el a ieșit o limbă, o chestie lungă și mare și ciudată, da? Dacă era astruțului, adică era un alt A animal. lui era, nu Așa. era alt animal lângă el, a ieșit din curul lui o chestie Nu, nu, eu așa. zic, poate să fi fost o tenie sau ceva. Nu era Nu, tenie, era era o un... chestie de aceeași culoare, aceeași nuanță, aceeași textură ca restul anusului, da? Și ca o limbă, oarecum. A ieșit de acolo, s-a răsucit oarecum așa, după care a făcut pipi, a făcut caca, s-a lins cu limba din anus pe anus, după care a intrat la loc, e dat o fucking it. Și femeia era... Adică, mi s-a părut ciudat, ziceam și ție data trecută, că, adică, mi s-a părut ciudat. Nu știu ce a gândit filmul, că nu are standarde, nu a văzut multe până acum. Ăsta o să fie Asta o să standardul fie lui de standardul tău, o acum. să fie ciudat dacă nu e așa. Așa se cacă animalele. Și poate și Și oamenii, dacă știu, oameni. nu oamenii, dar femeile, că bărbații nu știe că bărbat e, da. Fai de mine. Băi, și de Dar bună n-am capul. mai auzit așa ceva. Eu am uitat, credem, am căutat pe YouTube să văd dacă mai găsesc. Am căutat pe YouTube primele două clipuri, nu se vede, nu găsești. Că am căutat, îți dai seama, acum în istoria mea, cam n-am nici măcar m-am chinuit să dau pe private browsing, cum se numește, incognito. Și struț pișându-se, asta am căutat. Și nu am găsit deocamdată, o să caut, o să mai caut. Nu pot să las asta așa. I need closure. I need fucking Dacă closure. știe cineva dacă e normal sau nu, un student la veterinară. Da, nu știu, este... Jesus, n-am mai zis ceva. Da. Și nu era nimeni pe acolo să fie întrebat la... Nu, era nimeni. Nu. Wow. Wow. Da, și după aia nu știam cum să nu, mai, să nu pângă struț, că nu... Da. E, nu o să mai mergem la zoo sau de-astea foarte des. Nu cred. Pentru mine. Primul a fost ok, nu părea așa șocat. Ți-am zis.
Și știi ce fetișuri acum ai, ai declanșat în... Doamne. Da. Da, aș vrea să recomand ceva funny, ceva bun de văzut. Pentru că am mai tot recomandat, am mai zis de Mike Birbiglia. Am mai zis de Mike Birbigs. Dar putem să recomandăm Dave Chappelle. Dave Chappelle? Nu, ce recomandăm de la Dave Chappelle? Nu este nou special? Nu e așa, părea că este, nu știu când, nu mă pricep la o dată. Am văzut un trailer la Arnold cu el, stă pe loc. Da, da, că e foarte mișto făcut. Foarte mișto făcut. Deci urmăriți că trebuie să apară. Apropo de asta, ăla lui Teo, specialul lui Teo. Da, am zis data trecută, în cazul în care n-ați văzut, pentru că nu a părăsit calculatorul nostru, podcastul, da, am văzut Teo și lansează special și am văzut bucățele, am văzut intro-ul și am văzut un teaser, da, și intro-ul și teaser-ul. Intro-ul mi-a arătat Teo, teaser-ul l-am văzut de la Sorin și arată foarte bine, arată foarte bine și Vio mi-a zis că e și funny. Da, deci stați cu ochii pe... pe 99 sau pe pagina tău când apare, oricum o să anunțăm și noi, o să-i dăm un share când apare. Dar da, avea aștept să-l vedem. Nu arăta Sorin, atunci arăta bucățele de pe, dar nu știu. Da. Da, arăta bine. A tras și asta, și o să, și să tragem și noi. Trebuie să tragem și noi, sincer, nu știu când mai apucăm să tragem. Tare mie cum să tragem la toamnă. Zici tu? Da. Să vorbim cu Sorin, să vedem. Vedem. Așa, și pentru invitați, am mai zis asta, dar o să mai spunem. Recomandați-ne oameni pe care ați vrea să-i vedeți invitați, cu care să stăm de vorbă, care nu sunt neapărat comedienți. Că vrem să aducem și câțiva oameni care doar sunt interesanți. Gen, nu știu, Bendeac. Da. Da. Adus, a, uite, chiar ar fi... a fost și Vlad, care nu era comediant. Da, și da, care... da. Mie îmi place foarte, mi s-a părut foarte interesant. Și mi s-a părut interesant să avem invitați care să vorbim despre altceva în afară de avem unul pe listă care așteaptă să vină când e momentul să vină. Și mai avem câțiva comedianți cu care am plănuit să facem, am vorbit cu ei. Ce voiam să zic, apropo, că am vorbit despre specialuri și chestii de genul ăsta, voiam să zicem chestia aia de care, despre care mi-ai zis tu, de fapt tu mi-ai dat link-ul, despre Netflix, care mi s-a părut foarte tare. Da. Netflix, da. Dacă nu aveți abonament la Netflix, nu ne-a plătit nimeni, să zicem, treaba asta. Cred că ar fi cazul să vă faceți dacă sunteți fani stand-up, pentru că au anunțat că o să lanseze câte un special de stand-up în fiecare săptămână pentru tot anul 2017. Tu îți dai seama. Da. Și nume, adică nu așa, de-astea, Dave Chappelle, l-a lansat Michael Biglia, acum Chris Rock, toți, toate numele mari. Toate numele mari, da. Da, este, adică și scrie în articol că anul trecut, a lansat, Netflix a lansat, a scos vreo 22 sau 24 de specialuri de stand-up în comparație cu HBO care a scos 4. Da, și acum va scoate practic mai mult de dublu. Mai mult de dublu, da. Și mi se pare wow. Deci da, stați cu, dacă vreți, acolo, acolo e Netflix sau mă rog, Solar sau ce mai apare, unde mai apare. După ce Netflix. Solar? Nu știu, da, da, stai, pe aia te uiți fără... Nu știu. Dar n-apare bine, apare mai încolo, primea. Da. Da, da. Deci aia vă recomandăm și zi. Recomandă-ne și o carte. O să recomanzi tu o carte. Să recomand eu o carte. Sau nu, hai, dacă suntem la stand-up, recomand eu o carte. Recomand o carte. Recomand și anume cartea asta. Dacă vreți să învățați cu stand-up-ul și cu astea. E a basic book, dar e foarte bună. Foarte bună. Te învață și tabelele, nu? Și toate... Nu. Nu asta? Nu, care era? Nu asta. Aia cu tabelele era de la Jim Parrott. Jim Perez, da. Toate da. Alea acolo erau cu tabelele. Da. Dar asta e bun, e ca vorbește despre profesia asta foarte mult. Da, și mai ales despre început, de emoții, de toate lucrurile da, astea. Da, despre microfon, despre cum stai pe scenă, despre cum îți formulezi o glumă, cum structurezi materialul, chestii generale, dar foarte... Asta am citit-o, mi-aduc aminte, când eram la Deco, la TNB. Știu că mi-ai dat-o și mie tot atunci, știu și eu. Da. Și e genul de carte pe care o citești și te înțelegi ce se face, se întâmplă acolo și după aia mai știi peste câțiva ani ca să vezi ce n-ai făcut din ce trebuia să faci. Da. Că nu, sunt multe chestii care sunt... Nu poți să le aplici. Nu poți să le aplici, asta zic. Le conștientizezi, dar nu, e foarte greu să le... Da, dacă reușești asta, ești un geniu, bravo ție. Mergi la umor. Trebuie să o să mai discutăm, nu că ne-am mai tot întrebat oameni de... O să mă uit ceasul, e bine. Ne-am mai întrebat oameni și de chestii de... Ce prostii.
despre freelancing și despre... Că eu am mai tot zis că am mai făcut freelancing și am mai tot desenat și am mai lucrat de-a lungul timpului și mai ne mai trimit oameni mesaje în care ne mai pun întrebări. Și unele sunt mai niște întrebări foarte punctuale, așa, dar multe dintre ele sunt întrebări de stilul ce, că eu am mai făcut freelancing și vor și să facă, să recomand niște site-uri. Da. Și sunt ok, îmi trebuie mai multe detalii, că nu pot să-ți recomand așa, dar Xhamster, asta recomand, dacă e bun oricând. Și Google. Și Google, da. Dar altfel îmi trebuie în primul rând să știu dacă vreți să vă ajut cu niște recomandări. Ce vă interesează din grafică, dacă e vorba de grafică? Că poate să fie logo, poate să fie 3D, poate să fie animație, poate să fie editare video, poate să fie o grămadă de lucruri care intră în freelancing-ul ăsta pe care o facem. Comicuri, o grămadă de alte chestii. Sau, și după aia mai departe, mă interesează ce fel de resurse. Adică vreți tutoriale sau vreți site-uri de pe care să puteți să câștigați bani, gen Fiverr sau altele, adică să puteți să vă înscrieți și să găsiți de lucru sau... Deci mai punctual. O să dau recomandări și pentru și pentru în Q&A. Chestii generale de generale, da. Adică pot să recomand chestii, dar trebuie să știu detalii despre ce mă interesează. Ca să vă răspund punctual. Altfel o să fac o listă mai mare și o să răspundem în următorul Q&A, o să vorbesc despre asta. Da, Q&A pe care trebuie să-l facem neapărat, că s-au adunat o grămadă de întrebări și puțin prin comentarii și pe care le-am cam ignorat, că nu am avut când să răspundem. Da, eu am mai răspuns tu, când da, să mai răspund, da, nu mereu. Da, da. Haideți să facem un thumbnail. Un thumbnail. Mm-hmm. Ce să facem? Ia, ce, ai tu idee? Dacă nu, am văzut niște chestii acolo. Zi. Poate să facem thumbnail? Da. Fără noi, cu ele, adică. Da. Așa, te le punem foarte aproape aici, nu? Mă trebuie să fie un ovășor, așa. Trebuie să fac un ovășor. Bine, știu mai aproape. Bun. Hai. Astea sunt... Da, spune-ne acum dacă tot le-am... Da, sunt figurine pe care le colecționez. Asta este, ar trebui să o recunoașteți, că e lucru din Tex Avery. Da, da. Care Tex Avery... Da, este... Vă recomandăm dacă nu sunteți fani, ar trebui să fiți. Iar astea sunt, asta este o figurină făcută după desenele unui desenator francez tipul, Arthur Depins. O să punem link acolo în descriere. Care face niște desene foarte mișto și sexy așa. Și la un moment dat am început să facă și figurine. Asta mi-am luat-o, am primit-o de la Joe de Moș Crăciun. Sunt foarte scumpe. Da. Extrem de scumpe. Și ăsta e un grup gâtul deja. L-am reparat la loc, dar e foarte fragil, știi, dacă vrei peste aia și... A căzut de aici așa și s-a... Așa-s femeile. Așa-s femeile, da. S-a întâmplat și mie. Dar acum merge. Da. Și... Am văzut ți-au pistoale. Da, o să vorbim un episod următor de pistoale. Da. Da. Bine. Dacă insiști. Ne-am luat... Ne-am luat și televizor? Te luat și televizor. Ne-am luat și televizor. Da. Dar ai văzut televizor. La mare. Da, nu e așa mare. E mai mare, da. Da. Mai mare. Da. Bine. Păi, pe următorul podcast. Pe următorul podcast. Nu uitați să vă abonați înainte de papa. Abonați, dați click pe subscribe acolo ca să... O să facem și un live, mai facem un live. Și abonați-vă și intrați și pe mailing list. Lăsați adresa de mail și orașul dacă vreți să vă anunțăm când avem show la voi. Dacă nu vreți să vă anunțăm... Nu lăsați. Nu lăsați.